Domnilor și domnilor, vă mulțumim că ați venit. Sportul în România e un lucru pe care cred că ar trebui să-l prețuim mult mai mult decât o facem. Sportul e ceva care inspiră, sportul e ceva care educă și adevărul e că de foarte multe ori sportivii acestei țări ne-au învățat un pic rău. Au câștigat cu mult mai mult decât condițiile care le-au fost puse la dispoziție aici. Și ăsta e un lucru pe care, mai zic o dată, au câștigat cu mult mai mult decât condițiile care le-au fost puse la dispoziție aici. Există însă oameni, companii, entități comerciale, cum li se spune acum, care prețuiesc sportul românesc și care umplu un gol pe care spațiul public l-a făcut în țara asta, susținând în felul ăsta sportivii României. După foarte mulți ani de activități umanitare, de-a lungul timpului, Fundația Alexandrion Group și-a pus amprenta în susținerea performanțelor sportului românesc. Implicarea, alături de Comitetul Olimpic și Sportiv Român la Olimpiadele din 2004, de la Atena, în 2008 la Beijing și în 2012 la Londra, s-a concretizat în crearea unor condiții de pregătire de înalt nivel care să le permită tinerilor sportivi obținerea unor rezultate cât mai bune. Totodată s-a promovat un stil de viață sănătos în care sportul ocupă un loc foarte important. Fundația Alexandrion susține două echipe de handbal, CSA Steaua București și U Alexandrion Cluj, și patru echipe de fotbal, Petrolul Ploiești, Universitatea Craiova, CSMS Iași și Dinamo București. Proiectele de susținere a culturii române au fost dintotdeauna o prioritate în cadrul fundației. În mod constant au fost susținute proiecte de refacere de lăcașuri de cult, lansări de cărți, scrieri de piese de teatru, au fost organizate tabere de creație. E de menționat aici și susținerea inițiativei Bisericii Ortodoxe din România pentru a retipări în anul comemorării a 300 de ani de la martiriul lui Constantin Brâncoveanu, celebra Biblie de la București. Iarăși sunt de amintit niște premii foarte importante, premii care au făcut deja carieră în spațiu public din România, premiile Constantin și Matei Brâncoveanu, care susțin excelența în cultura română. Unele dintre proiectele fundației au vizat și vor viza mai departe susținerea diferite proiecte caritabile punctuale. O invit acum în scenă pe doamna Rim Daud. Domnia sa va înmâna un prim premiu. Bună seara! E un premiu care merge spre un sportiv, un gimnast. Dacă mă apuc să citesc toată lista, o să ne întindem târziu în noapte. Prin urmare, o să fiu cât pot de sintetic. 3 medalii olimpice, una de argint, două de bronz, 10 medalii mondiale, 8 de aur, 2 de argint, 14 medalii europene, 9 de aur, 3 de argint, 2 de bronz. Doamnelor și domnilor, Marian Drăgulescu. Foarte bun, cu o carieră unicală la nivel mondial. El este un pionier și un inovator în gimnastica masculină, dar și un exemplu de forță și reinventare proprie. Îl felicit și îl invit pe cena, pe lângă mine, pe Marian Drăgulescu. Știu că a fost alături de noi, de sport în general, fiind sponsor al Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Mulțumesc încă o dată. Va fi un an greu anul acesta, Jocurile Olimpice. Sper să ajungem acolo un număr cât mai mare. Sper să ne fiți alături, să ne țineți pumnii. Eu îmi doresc să fim sănătoși noi toți și să dăm tot ce putem noi mai bine acolo. Și să ne întoarcem cu medalii, de ce nu? Mulțumesc, o seară bună! Domnilor și domnilor, următorul premiu va fi înmânat de domnul Mihai Bogza, președinte al Consiliului de Administrație Bancpost. E un premiu care se adresează unui sportiv legendar din această țară. S-a născut pe 4 mai 1950 la București.
a jucat 57 de meciuri pentru Naționala de Fotbal a României și a dat 21 de goluri. A fost un jucător legendar, este un antrenor legendar. 2014-2016 este intervalul în care domnia sa este selecționerul echipei naționale de fotbal, pe care a calificat-o în 2015 la campionatul european din Franța. Ca jucător, dublu campion al României, câștigător al Cupei României de două ori, câștigător al Cupei Campionilor Europeni, într-o seară fabuloasă din 1986, câștigător al Cupei Balcanice, iar ca antrenor de patru ani campion cu Steaua, câștigător al Cupei României, tot cu Steaua, de două ori, câștigător al Supercupei Europei în 86, finalist al Cupei Campionilor Europeni în 89, a câștigat campionatul din Arabia Saudită în 2000, Cupa Coroanei Prințului în Arabia Saudită, tot în 2000, Cupa din Emiratele Arabe Unite în 2001 și este câștigător cu Al Ittihad al Ligii Campionilor Asiei în 2005 și al Ligii Campionilor Arabiei tot în 2005. Doamnelor și domnilor, nu mai e nevoie, e, da, Anghel Iordănescu, da. După cum bine știm, pentru că urmărim știrile sportive, domnia sa este în cantonament cu lotul național. Da. Prin urmare, doamnelor și domnilor, am să-l invit aici pe domnul Cornel Nistorescu, domnia sa. Ok. Bun, domnul Stelio Sava, bună seara. Asta e informația pe care o aveam aici, dar o corectăm, domnul Sava. O corectăm. Prin urmare, Anghel Iordănescu este câștigătorul acestui premiu oferit la Gala Sportului Alexandrion. Și mulțumim Greciei pentru ajutor. It's my pleasure to help always. Doamnelor și domnilor, următorul premiat al Galii din această seară s-a născut pe 3 aprilie 1988 la Iași. E sportiv legitimat la Dinamo București, are un palmares internațional remarcabil, vicecampion olimpic cu echipa de sabie a României la Jocurile Olimpice de la Londra în 2012, campion mondial la Campionatul Mondial din Antalya 2009 în proba pe echipe, vicecampion mondial la Campionatele Mondiale de la Budapesta în 2013 în proba pe echipe, medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale de la Paris în 2010, tot în proba pe echipe. Medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale de la Budapesta 2013 la individual, Kazan 2014 la individual și Moscova 2015 tot la individual. Campion european la Campionatul European de la Zagreb în 2013 la individual și vicecampion european la Campionatul European de la Legnano în 2012 în proba pe echipe. Doamnelor și domnilor, Tiberiu Dolniceanu. Domnia sa va fi premiat de doamna Elisabeta Lipă, ministrul tineretului și sportului. Ești destul de antrenat? Ia să te vedem, că e cam ușor trofeos. Eu încă îl mai pot ține. Ia, să vedem de acum încolo. Să rămână, mulțumesc. Deci îl țin eu, nu? Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și sperăm că să fiți alături de noi și după această olimpiadă. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Bună seara, dragi prieteni, doamnelor și domnilor! Felicitări, Alexandrion, pentru această inițiativă frumoasă. Sportivii noștri merită asemenea momente frumoase când munca lor este răsplătită și le dă un imbold de a merge mai departe. Să nu uităm că anul acesta avem Jocurile Olimpice de la Rio. Sportivii au nevoie de încurajare, de susținere. Sper ca aceste inițiative să se alăture și alte companii, iar sportivilor le doresc să vină de la Jocurile Olimpice cu cât mai multe medalii și să scoată cât mai mulți bani din visteria nu numai grupului Alexandrion, ci și celor care se vor alătura acestui demers.
Mult succes tuturor, sănătate, aveți grijă de voi. Sportul de performanță cere multe sacrificii, dar merită toate sacrificiile pentru a ajunge acolo sus, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Mulțumesc! Mulțumim și noi, felicitări! Campioană intercontinentală de kickboxing, versiunea WKA Pro 2015 Italia. Prima femeie din România, campion în circuitul profesionist de kickboxing. Medalie de bronz la campionatele de Wushu din Indonezia în 2015, campion mondial la Kempo, Turcia, 2015, medalie de bronz la campionatele europene de box din 2014, titlul mondial semi-profesionist de Mixed Martial Arts în 2012, a reprezentat România la competiția de full contact, campionatul de full contact de la Tokyo, din Japonia, la vârsta de 16 ani. Multe titluri, doamnelor și domnilor, am avut plăcerea să o am invitată și în emisiunea mea la postul public de televiziune, Cristiana Stancu. Cristiana va fi premiată de domnul Stelio Sava, vicepreședinte Alexandrion Guru, cu care ne reîntâlnim în dată. Cristiana Stancu, doamnelor și domnilor. Pentru cei care nu știu, până ne regrupăm aici pe scenă, Cristiana este absolventă de artă sacră, a absolvit teologie, e pictoriță de icoane, nu face lucrul ăsta ca un hobby, o face ca o dedicație profundă. E un sportiv de mare performanță și cred că merită felicitată. Cristiana Stancu, doamnelor și domnilor. Nu o să mulțumesc în primul rând pentru trofeu, deși mulțumesc Alexandrion Group pentru că mă aflu aici. Nu o să mulțumesc pentru trofeu, pentru că în atâția ani de sport am învățat că nu trofeul e cel mai important. Cred că în seara asta cel mai important este că am fost inclusă pe lista unor oameni care sunt legende în sportul românesc și nu numai românesc, în sportul mondial. Nu pot decât să fiu onorată că numele meu este rostit alături de numele acestor mari campioni, care pentru mine au fost modele și motive de a merge mai departe oricât de greu mi-a fost. Și mă bucur că și sportul meu este în elita din această seară și vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, Cristiana. Cristiana Stancu, domnule și domnule. Acest premiu este adresat unei sportive care s-a născut pe 7 mai 1988 la Bolintin Vale. E sportivă legitimată la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, vicecampioană mondială la Campionatul Mondial de la Chelyabinsk 2014 și Astana 2015, medalie de bronz la Campionatele Mondiale de la Paris în 2011, campioană europeană la Campionatul European de la Chelyabinsk 2012 și Baku 2015, vicecampioană europeană la Campionatele Europene de la Budapesta în 2013 și o medalie de bronz la Campionatele Europene de la Montpellier în 2014, doamnelor și domnilor, Andreea Chițu. O să ținem noi diploma până când adresez câteva cuvinte. Da, doresc să vă mulțumesc pentru acest premiu. Este o mare onoare pentru mine să fiu prezentă alături de oameni importanți ai sportului și nu numai. Și sper ca în continuare să fiți alături de noi, să susțineți sportul românesc și să ne urmăriți la Jocurile Olimpice de la Rio. Mulțumesc. Spor, baftă! Felicitări pentru minunații sportivi români. Mulțumim frumos! În 2013, învingător la București, la Hertogenbosch, la Beijing, alături de Max Mirnei, învingător la Zagreb, Casablanca, București, Hertogenbosch din nou, Washington, Shenzhen, Beijing, Valencia, alături de Jean-Julien Roger.
În 2015, învingător la Rotterdam, alături de același partener, învingător la Wimbledon, alături de același partener și învingător la turneul campionilor de la Londra, alături de Jean-Julien Roger. Doamnelor și domnilor, a înțeles toată lumea, e vorba despre Horia Tecău. Domnia sa va fi reprezentată aici de domnul Dragoș Luscan, preparator fizic al lui Horia Tecău, dar și al echipei naționale de handbal feminin, iar premiera va fi făcută de doamna Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și unul dintre marii sportive acestei țări. Așa cum am mai zis, cea mai fericită situație în care primiți premii de nu le puteți duce. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult în numele lui Horia. El este la Australian Open și a declarat faptul că este foarte mândru că a primit acest premiu. N-aș vrea să vorbesc foarte mult pentru că este premiul lui. Vă mulțumesc! Bună seara, doamnelor și domnilor! Aș dori să vă, în primul rând, să vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră pentru prezența în această seară. Înseamnă că vă pasă de sport, înseamnă că vă pasă de, sportivii de performanță. Aș dori să-i felicit pe colegii mei care au făcut istorie în sportul de performanță, pe cei care s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Rio. Le doresc mult, mult succes să întoarcă de acolo cu medalia sau cu medaliile pe care și le doresc. Iar în ceea ce privește Alexandrion, aș dori să vă felicit pentru această inițiativă, să vă doresc în continuare multe, multe vânzări, ca să puteți să faceți sponsorizări în continuare, în sport, să fiți alături de mai multe echipe de cluburi sportive, dar și de ce nu de federații. Mulțumesc! Mulțumim și noi, felicitări! Mulțumim! Următoarea sportivă care primește trofeul Alexandrion s-a născut pe 14 aprilie 1989 la Constanța. Campioană europeană la dublu feminin în 2009 și 2012, alături de Daniela Dodean, campioană europeană la simplu în 2015, campioană europeană la dublu mixt în 2011 și 2012, alături de Mihai Andrei Filimon, câștigătoare a Ligii Campionilor cu Fenerbahce în 2015, doamnelor și domnilor, de la masa magică de tenis de masă, Elisabeta Samara. Elisabeta e reprezentată, deși pronunția corectă e Elisabeta, este? E reprezentată seara asta de Mariana Samara, mama sa. Bună seara, stimată doamnă! Iar premierea va fi făcută de domnul Kiriakos Vulgarakis și doamna Constanța Iofciu din partea companiei Styrom, parte a grupului Iula. Bună seara, sunt onorată să mă aflu la această mare gală. În numele fetei mele, țin să vă mulțumesc și mult succes în continuare la Jocurile Olimpice care vă așteaptă. Mulțumim și noi și felicitări. Un nou trofeu Alexandrion care este adresat unei sportive născute pe 27 septembrie 1991 la Constanța. Învingătoare în turneul de junioare de la Roland Garros în 2008, învingătoare la Nürnberg, Den Bosch, Budapesta, New Haven și Moscova în 2013, învingătoare în Tournament of Champions de la Sofia, învingătoare în Qatar, la București, la BRD Bucharest Open în 2014, finalistă la Roland Garros, finalistă la turneul campioanelor din Singapore, în 2015, învingătoare la Shenzhen, Dubai și Indian Wells. Doamnelor și domnilor, numărul 2, mondial, tenis, Simona Halep. Simona e reprezentată în seara asta de tatăl ei, domnul Stere Halep, iar premiul va fi înmânat de Andreea Răducan, președintele Fundației Olimpice Române, o altă mare campioană a sportului din această țară. Bună seara tuturor! Vă salut cu drag și vă felicit și pe cei premiați, mai ales, și mult succes celor care se pregătesc pentru Jocurile Olimpice. Este o seară festivă. Am început anul datorită Alexandrion cu
festivități de premiere și îmi doresc așa să-l și încheiem, astfel încât înseamnă că vom avea suficiente medalii după Jocurile Olimpice de la Rio. Aș vrea să, pentru că trebuie să-l mânez premiul Simonei Halep, aș vrea în primul rând să o felicit pentru performanța remarcabilă pe care a obținut-o. Știu că este o luptătoare, este o balanță și cunosc caracterul balanțelor, așa încât sunt convinsă că nu o să se lase și până la urmă cred că demonstrăm cât suntem de puternici atunci când suntem jos și când trebuie să revenim la nivelul așteptărilor celorlalți. Așa încât din partea noastră vă rog să-i transmiteți felicitări, toate gândurile noastre bune, încurajări și să știe că suntem cu toții alături de ea. Mult succes! O problemă. Să fie, dacă deținut le ducem. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc în primul rând Fundației Alexandrion pentru că s-au gândit la fetița mea să fie nominalizată printre primii sportivi ai României și le doresc să aibă vânzări foarte multe pentru viitoarele sponsorizări și pentru viitorii noștri sportivi, care au mare, mare nevoie, că suntem deja sub nivel. Și în primul rând vreau să mulțumesc tuturor sportivilor să aibă multă sănătate, succese și puțin noroc. Fără el nu se poate. Vă mulțumesc, o seară plăcută! Mulțumim și noi! Felicitări, transmiteți-i Simonei încurajările noastre. Doamnelor și domnilor, următorul trofeu, Alexandrion, merge în direcția unei sportive care are de fiecare dată și simțul umorului. Am văzut-o nu odată vorbind despre a face sau a nu face mare brânză în competițiile sportive. Domnia sa s-a născut pe 26 noiembrie 84 la București, sportivă legitimată la Clubul Sportiv Steaua. O lungă listă de performanțe, am să sintetizez și am să spun așa, o medalie olimpică de argint, 6 medalii la campionatele mondiale, 2 de aur, 1 de argint, 3 de bronz, 10 medalii la campionate europene, 6 de aur, 3 de argint, 1 de bronz, 33 de medalii la campionate. E o listă absolut impresionantă și atunci când spuneam că se poate face tronsonul acela de autostradă cu medaliile astea, vorbeam foarte serios. Doamnelor și domnilor, o invit pe scenă pe Ana Maria Brânză. Domnia sa va fi premiată de Corina Ungureanu, fostă mare campioană la gimnastică. Bună seara, doamnelor, domnilor. Mulțumesc tare mult pentru prezentare. De când am intrat și am văzut că trebuie să vorbim pe scenă și de câte ori urc pe o scenă, să știți că îmi propun să spun ceva super inteligent. Nu mi-e să niciodată. Drept urmare, vă mulțumesc pentru această seară, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să mă întâlnesc cu ai mei colegi. Din păcate ne vedem foarte rar, dar din fericire numai în momente de premiere, în momente frumoase. Vă mulțumesc și numele colegilor mei și numele celor sportivi sau acelor antrenori care nu se află astăzi aici. Vă mulțumim, vă felicit, Alexandrion, pentru acest început de an și faptul că nu așteptăm premiile de sfârșit de an și începem cu dreptul. Și eu sunt convinsă, Ana, pentru că mi-ești foarte dragă și știu că tu ești locomotiva scrimei românești pentru aceste Jocuri Olimpice și o mare, mare campioană. Sunt convinsă că vă veți întoarce cu medalii de la Rio, așa că multă, multă baftă și pentru dumneavoastră încă o dată mulțumiri pentru această seară, pentru prezență. Felicitări! Felicitări și mulțumim foarte frumos și spor! Cel de-al 10-lea trofeu Alexandrion din această seară e adresat unei sportive născute pe 26 august 1988 la București, palmares la echipele de club, câștigătoare de Liga Campionilor cu Budugnoș Podgorița în 2015,
finalistă de Liga Campionilor cu Olchim Râmnicu-Vâlcea în 2010 și Bodugnaș Podgorița în 2014, câștigătoarea titlului național în 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013, câștigătoarea campionatului din Muntenegru în 2014 și 2015, 126 de partide la echipa națională, 502 goluri, argint la campionatul european pentru junioare din Austria în 2005, bronz la mondialul de junioare din Canada în 2006, bronz la campionatul european de senioare din Danemarca-Norvegia 2010, bronz la campionatul mondial de senioare Danemarca 2015, declarată cea mai bună jucătoare a lumii în 2010 și 2015, doamnelor și domnilor, Cristina Neagu. Cristina Neagu e reprezentată în seara asta de sora sa, Ioana Drăghici, sper că e aici, iar premiera va fi făcută de cel mai vorbăreț invitat al acestei seri, doamnelor și domnilor, marele campion, Ilie Năstase. Bună seara! În primul rând vreau să mulțumesc în numele surorii mele, Cristina Neagu, pentru acest premiu și să felicit Alexandrion pentru această inițiativă și multe succese tuturor sportivilor care se află aici și multă sănătate. Felicitări! Domnilor și domnilor, seara noastră e departe de a se fi încheiat. Le mulțumim tuturor celor care ne-au onorat cu prezența. Mulțumim foarte frumos Alexandrion Group pentru grija pe care o acordă sportului românești, pentru atenția pe care o acordă sportivilor. Le mulțumim tuturor celor care au acceptat să vină și să facă aceste premieri. Mult spor sportivilor noștri și asigurarea că cel puțin lumea asta prezentă aici e alături de ei, atât la victorii cât și la înfrângeri.